Mesele de Paște se termină de multe ori la camera de gardă, iar asta din cauza exceselor alimentare, a combinațiilor incorrecte crescute cantitativ, mai ales după perioada de post. Care sunt avantajele și dezavantajele produselor tradiționale, când și cum le putem consuma, asta pentru a evita creșterea în greutate sau disconfortul digestiv, aflăm în cele ce urmează de la medicul Mihaela Bejinariu. Ocazia venirii sărbătorilor pascale, poate ar fi bine toți să avem grijă la modul cum mâncăm, pentru că inevitabil sunt zile libere în care toți fac pregătiri pentru primăvara care vine, în afară de curățenia pe care o fac în case prin bunul obicei al locurilor. Oamenii pregătesc diverse bucate, o parte dintre noi au postit și atunci au avut un regim de viață mai, hai să zicem, mai sănătos, cu alimente nu grase, cu alimente care sunt mai ușor digerabile de către organism, și atunci în perioada sărbătorilor pascale, când ne adunăm cu familia și cu cei din jurul nostru pentru a lua masa, poate ar fi bine să fim grijulii, cantitățile pe care le mâncăm să fie moderate, să avem grijă să nu facem exces în ceea ce privește mâncărurile grase, prăjite, gătite cu ulei mult, pentru că, inevitabil, în această perioadă cresc incidența pancreatitelor, a gastritelor, a colecistitelor, și atunci oamenii care se știu cu o suferință digestivă, este bine să fie moderați atât în administrarea meselor copioase, cât și a alcoolului combinat cu aceste mese copioase. Deci, sfatul meu în această perioadă este să fim grijulii cu ceea ce mâncăm, cu ceea ce bem, să avem grijă să facem mișcare, chiar dacă timpul ne permite să stăm acasă în pat sau să stăm mai mult pe scaun împreună cu cei cu care suntem în această perioadă, și este bine să fim moderați în tot ceea ce facem.